În cadrul unei ediții speciale Hashtag Antistres 15-18, în studioul de radio Muscel FM a fost invitată Andreea Andronache, elevă la Colegiul Național de Nicu Golescu din Câmpul Lung și pilot în competiții automobilistice. Despre pasiunea pentru mașini, despre provocările pe care le confruntă și despre emoțiile pe care le-a stăpânit prima dată la radio, la fel de bine ca la volan, Andreea a povestit în direct pe frecvența 94,1 FM și online prin intermediul musceltv.ro, secțiunea Ascultă Live Muscel FM. De la 2 ani am mers cu tata la coastă pentru prima dată în 2008. Nu știam ce înseamnă atunci, dar am crescut și deja de la 6-7 ani am început să înțeleg și am prins oarecum drag foarte mare de motorsport și acum am ajuns în sfârșit să-mi împlinesc unul dintre visuri și să pilotez cu ajutorul părinților mei și bunicilor. Îmi place să fiu în mașina de curse, îmi place să simt acea adrenalină și să mă simt învingătoare atunci când reușesc să îmi debord recorduri personale, dar și când mor pe podium. Am terminat anul pe locul 3 la clasaj 2, la mine în campionat. Este un campionat foarte frumos. Una este să conduci pe stradă, iar alta este să conduci într-o competiție. Tot timpul fac diferența între stradă și competiție, pentru că la competiție de obicei nu pățești nimic, pentru că ești într-o mașină corespunzătoare, așa. Iar pe stradă se pot întâmpla foarte multe lucruri rele și nu... De asemenea, Andreea a împărtășit cu ascultătorii Muscel FM semnificația numărului de concurs al mașinii, 21, și a discutat despre muzica pe care preferă să o asculte înainte de competiții. Da, este numărul meu norocos, având în vedere că sunt născută pe data de 21, dar și... este ca un calcul, adică mama e născută pe 20 și tata e pe 1 și eu am ieșit pe 21 și este un număr norocos și tata tot numărul 21 îl poartă la coastă și am vrut să fie ceva special și tot timpul mi-aduce noroc acest număr. De obicei, înainte de un concurs, îmi place să ascult muzică, să mă relaxez și... nu ascult un anumit tip de piese, ascult diferite piese din România, din afară, nu contează, dar nu ascult piese triste. Nu în ultimul rând, Andreea și-a manifestat recunoștința și le-a transmis mulțumiri prietenilor apropiați și tuturor susținătorilor ei, care au un rol esențial în creșterea nivelului de încredere, optimism și echilibru, un element extrem de important în lumea sportului cu motor. Am foarte mulți prieteni. Am doi prieteni care sunt foarte apropiați și sunt și ei piloți de curse, Mihai Pelmân și David Nedelcu. Sunt piloți în cadrul campionatului de rallycross și sunt doi băieți foarte rapizi, sunt dedicați motorsportului și am crescut împreună cu această pasiune. Și Mihai Costescu, care este... colegul meu de la campionatul național de super slalom și el este tot din Câmpul Lung și cu el mă înțeleg foarte bine și el a terminat pe locul 2 la clasa lui și am prieteni care nu sunt legați neapărat de motorsport, dar sunt foarte dragi și mă susțin și sunt acolo pentru mine. O lume fascinantă în care aptitudinile și responsabilitatea lucrează împreună pentru obținerea celor mai bune performanțe, așa cum îi dorim și noi în continuare.